Dacă în secțiunea anterioară am explorat lumea cu ajutorul luminii și al culorilor, în această nouă secțiune o vom descoperi cu ajutorul sunetului. Indiferent că este folosit ca mijloc de comunicare, metodă de orientare în spațiu sau de avertizare, ori pur și simplu pentru relaxare, la fel ca lumina, sunetul reprezintă o parte importantă din viața noastră. Iar așa cum noi auzim cu ajutorul urechilor și putem să vorbim, adică să redăm sunete cu ajutorul corzilor vocale, și roboții au la dispoziție mai multe module electronice prin care pot utiliza sunetul. De exemplu, aceștia pot înregistra sau asculta ceea ce le spunem cu ajutorul unui microfon și pot reda la rândul lor sunete folosind un difuzor, cum sunt cele folosite în boxele sau în căștile tale. Sunetul poate fi utilizat de către robot și pentru orientarea în spațiu, și asta prin intermediul senzorului ultrasonic. Dar pentru a înțelege mai bine cum funcționează aceste module, hai să vedem mai întâi ce este de fapt sunetul. În primul rând, sunetul este produs de o sursă sau de un transmițător, iar această sursă poate fi de natură artificială, cum este de pildă sunetul unui avion care decolează, al unei bormașini sau al unei chitare. În aceeași măsură, poate fi produs de o sursă naturală, ca în cazul tunetului, al ciripitului păsărilor sau al discuției dintre două persoane. Desigur că nu este suficient să avem doar o sursă, ci avem nevoie și de un receptor care să audă, sau mai bine zis să capteze sunetele, care la rândul său poate fi o ființă sau, dimpotrivă, un dispozitiv. Indiferent însă de natura sursei sau a receptorului, sunetul reprezintă de fapt o variație în presiunea mediului de transmisie și, la fel ca în cazul luminii, această diferență de presiune se transmite sub formă de unde, adică alternanța dintre zonele cu presiune mare și cele cu presiune normală. Sau, mai simplu de atât, sunetul este produs de deplasarea particulelor, adică molecule și atomi, într-un mediu după un anumit tipar. Spre deosebire însă de undele electromagnetice, care nu au nevoie de nimic pentru a putea circula, undele sonore au nevoie de un mediu pentru a se putea propaga, așa că se folosesc fie de aer, fie de apă sau de medii solide, cum ar fi, de exemplu, oțelul. Tocmai de aceea, dacă lumina poate circula prin spațiul cosmic, sunetul nu poate. Și aceasta pentru că în spațiu nu există niciun fel de suport prin care să se poată transmite undele sonore. Și pentru că tot am vorbit despre cum se propagă sunetul, hai să vedem și cam care ar fi viteza cu care acesta circulă. Viteza sunetului este considerabil mai mică decât cea a luminii. Tocmai de aceea, atunci când plouă, de exemplu, torențial, mai întâi vedem fulgerul și abia apoi auzim tunetul, deși cele două fenomene au loc, de fapt, în același timp. Iar pentru că undele sonore sunt transmise folosind medii diferite și viteza cu care sunetul se propagă diferă, în principal în funcție de elasticitatea și densitatea mediului. De exemplu, viteza sunetului în aer, în condiții standard de presiune și temperatură, este de 343 de metri pe secundă. Această viteză poate fi și de 4 ori mai mare în cazul lichidelor și chiar de 15 ori mai mare în cazul materialelor solide. Și dacă te întreb de ce vocile noastre pot suna atât de diferit, explicația este destul de simplă. Fiecare dintre noi folosește un anumit ton, adică undele sonore pe care le emitem diferă în termeni de frecvență. Mai precis, este vorba despre cât de mult putem deplasa particulele de aer în zone condensate, respectiv rarefiate, ca urmare a vibrației corzilor vocale într-un interval de o secundă. Frecvența se măsoară în herți. Așa se face că persoanele care au o voce mai joasă, ca de bază, de exemplu, emit sunete cu o frecvență mai mică, spre deosebire de persoanele care au o voce mai înaltă, ca de soprană, de exemplu. În aceeași măsură, indiferent de tonul pe care îl are fiecare dintre noi, o altă caracteristică importantă a vocii este reprezentată de către volum. Unii dintre noi vorbesc în mod normal mai încet, adică au un volum redus al vocii, și aceasta pentru că undele sonore emise sunt mai mici în termeni de amplitudine. La polul opus se află persoanele care se pot face auzite fără microfon în fața unei mulțimi, și aceasta pentru că pot emite sunete de o amplitudine mai mare. Dar mai bine, hai să vedem cum anume se propagă undele sonore și cum diferă acestea în termeni de frecvență, folosind o aplicație simplă. Așa că deschidem în browser linkul de pe ecran.
Aceasta este o aplicație simplă cu o claviatură în partea de jos, iar în partea de sus putem observa comportamentul moleculelor de aer. Așa că apasă diferite clape și vezi ce anume se întâmplă cu moleculele de aer. Mai precis o să observi cum se organizează acestea în zone condensate și apoi rarefiate. Iar pe măsură ce urci pe portativ, adică pe măsură ce sunetele sunt mai înalte și mișcarea moleculelor de aer este mai dinamică. Iar zonele de aer condensate și rarefiate se mișcă la o frecvență mai mare. De altfel, chiar dacă pentru reprezentarea propagării sunetului folosim unde, variația presiunii se realizează de fapt longitudinal, adică de jos în sus, respectiv de sus în jos. Dacă vrei totuși să vezi cum arată undele pe care le produci atunci când apeși diverse clape, poți să faci asta folosind lupa cu un plus pe ea. Spuneam că mărimea undelor descrise de variația de presiune determină volumul sunetului. Pentru noi oamenii, diferența dintre un sunet plăcut sau tolerat de urechea noastră și un zgomot sau chiar sunete care ne produc senzații dureroase este măsurată în decibeli. Iar această imagine redă foarte bine diferitele praguri de intensitate a sunetelor, de la cele care sunt abia audibile, cum ar fi de pildă respirația umană, la zgomotul traficului de afară, care dacă depășește 80 de decibeli, poate deveni deranjant. Prin urmare, tot ce se află în zona roșie a imaginii reprezintă sunete care pot produce disconfort, mai ales cu cât se apropie de pragul de 140 de decibeli. Ce-i drept, pe unele dintre acestea însă le putem tolera mai ușor, cum ar fi de pildă cazul unui concert de muzică rock și nu numai. De altfel, așa cum am văzut și în cazul luminii, percepția umană este limitată și când vine vorba despre sunet. Prin urmare, în mod normal, urechea noastră nu poate percepe sunete cu o frecvență mai mică de 20 de Hz, respectiv mai mare de 20.000 de Hz sau 20 de kHz. Și ca să-ți dai seama mai ușor ce înseamnă asta, gândește-te că sunetele produse de vocea umană au de regulă o frecvență cuprinsă între 100 și 1000 de Hz. Sunetele care au o frecvență mai mică de 20 de Hz se numesc infrasunete. Și asta pentru că au o frecvență prea mică pentru a putea fi detectate de urechea umană. Acestea sunt însă folosite de animale precum balenele sau elefanții pentru a comunica pe distanțe mari. De asemenea, pentru că astfel de sunete însoțesc de regulă fenomene naturale precum avalanșele, cutremurele sau erupțiile vulcanice, oamenii au creat dispozitive speciale care pot capta infrasunetele pentru a putea preveni sau combate mai ușor astfel de fenomene. Dar și unele dispozitive create de om, precum motoarele diesel sau turbinele eoliene, emit infrasunete. În capătul celălalt al spectrului audio, la frecvențe mai mari de 20 de kHz, se află ultrasunetele, pe care, chiar dacă nu le putem auzi din cauza frecvenței foarte mari cu care se propagă, le întâlnim totuși în diverse aplicații. Este cazul, de exemplu, al sonografiei, care este folosită în medicină și este un fel de ecografie care folosește ultrasunete. Și tot în medicină, ultrasunetele sunt folosite în aparatele de curățat instrumente medicale. O altă aplicație a ultrasunetelor vine din navigație, unde sonarul ajută submarinele să se orienteze sub apă. Și, la fel ca în cazul infrasunetelor, și ultrasunetele sunt folosite în lumea animală de delfini, dar și de lilieci pentru a se orienta. Acum că am văzut ce este sunetul, cum se produce și cum se propagă, în cadrul acestei secțiuni o să ne folosim de aceste informații pentru a-l ajuta pe Aimbot nu numai să producă sunete, ci și să se folosească de acestea pentru a se orienta. Așa că vom vedea pe câte tonuri poate Aimbot să vorbească, îl vom ajuta să vadă obiectele din jurul său, după care vom folosi atât buzzerul cât și senzorul ultrasonic pentru a-l transforma pe Aimbot într-un instrument muzical sau o mașină de poliție, plus alte câteva provocări extra. Hai să începem!